Bună, dragilor! Sunt Cristiana și astăzi m-am gândit să vă povestesc cum am realizat acest minunat raglan cu anchor. Este lucrat foarte simplu. Voi începe cu începutul și anume vă voi povesti despre materialul cu care l-am confecționat. Este vorba de un mohair, cu un fir foarte subțire, pe care eu l-am pus în 3, după cum bine observați. Am combinat cu un fir de lurex de felul acesta, și a rezultat un, o compoziție, așa. Pentru realizarea acestui pulover, am folosit. Trei bobine de felul acesta lucrate în același timp. Așa, pe lângă acest lucru, eu am mai folosit și o uh, papiotă, asta este doar ce mi-a rezultat, pe care am cumpărat-o de la mercerie. Pentru a-i a da stabilitate produsului. Puteam să folosesc una neagră, dar am zis, hai, totuși, să îi dau mai multă culoare uh, lucrului, având în vedere că uh, fetița mea uh, cam dorește produse închise la culoare și eu m-am folosit de acest lucru pentru a o determina să mai poarte și alte culori. Am început simplu pe 84 de, aici am făcut eu schema, 84 de ochiuri, am lucrat cu rânduri dus întors, la mijloc am pus 50 Acestea sunt punctele de raglan. Pentru umeri am lăsat câte 13 și în margine am lăsat câte două ochiuri. Și am lucrat dus-întors, dus-întors, crescând doar în punctele de raglan până când am ajuns în partea aceasta la 25 de ochiuri care adunate mi-au rezultat cât am avut în partea din spate. Pe urmă le-am unit și am lucrat la circular vreo două-trei rânduri pentru a mai crește puțin la, la partea de sub braț, după care am, am lăsat ochiuri deoparte pentru mânecă la mânecă am crescut doar șase ochiuri în plus pentru a da legeritate și la trunchi și la mânecă, iar aici am fost atentă să nu las găuri. Și locurile acelea goale eu le-am aranjat în așa fel încât să fac din ele mi-au ieșit vreo patru și am avut grijă să fie patru și în stânga și în dreapta ca să nu creez asimetrie. Am mers frumos, drept, de data aceasta am închis normal, fără să fac model de elastic, după ce am închis, am băgat croșeta, am făcut un rând de piciorușe scurte și pe, pe urmă am lucrat modelul acesta simplu. 5 piciorușe uh, duble într-un ochi, am sărit un ochi, am făcut ochi alunecat, am sărit încă un ochi și în următorul ochi am făcut 5 piciorușe duble. Un model foarte simplu, foarte uh, ușor de aplicat și de mare efect. Pentru uh, mânecă, am lucrat fără nicio uh, problemă, uh, drept, așa cum au venit mânecile, iar la uh, timpul când a venit uh, uh, rândul manșetei, am scăzut la rând, la rând, câte două ochiuri, până când s-au redus la vreo 33, mi-au ieșit mie am lucrat pe andrele de celar, m-am folosit doar de 3. Și am lucrat după ce am scăzut încă un rând normal și apoi am, pentru fiecare Andreea am mai făcut o scăzătură astfel încât să mi rămână 30 de ochiuri. Menționez că lucrul l-am realizat cu andrele numărul 5 jumate, Andrele circulare, bineînțeles, au fost foarte uh, practice și uh, la partea cu răscroiala de la gât, pentru că uh, felul în care am făcut eu raglanul necrescând și pe partea aceasta, cum practic ar fi trebuit, dar eu n-am vrut mi a ieșit foarte decoltat și m-am gândit eu așa, zic hai, stai să văd cum aș putea totuși să-l strâng. Nu a fost uh, o greșeală, a fost o preferință, ca să zic așa, și uh, anchiorul foarte larg, dar și ulterior ideea care mi-a venit să-l mai strâng, pentru că fetița mea uh, îl prefera mai uh, mai Strâns. Am băgat imediat andrelele, am făcut patru rânduri și la fiecare al doilea rând eu am scăzut câte trei ochiuri aici dată practic, am lucrat patru rânduri după care am făcut ca la marginea de jos un rând de piciorușe scurte și uh, un rând de uh, scoiculețe, cum îmi place mie să spun. La lucru este blocat, l-am spălat la mașină, s-a prezentat extraordinar de bine, deci vreau să spun că l-am băgat fără să culeți bine, doar pe el, așa, și a stors mașina foarte bine, nicio problemă, nu s-a deformat, cred că secretul la... la deținut faptul că eu am a, a, a pus acea papiotă de ață de cusut. Fundița este preferința fiicei mele și eu m-am bucurat foarte tare că îi dă un plus valoare și originalitate. Și acestea fiind spuse, dragele mele, eu îmi iau la revedere de la voi împreună cu mascota mea. Pe curând! Pa, pa!